Nu mai e loc de glumă. Comisia de soluționare a litigiilor a respins aseară apelul Pandurilor, astfel că meciul de luni cu Craiova are șanse foarte mari să nu se dispute și craiovenii să câștige cu 3-0 la masa verde. Liga profesionistă de fotbal a ieșit astăzi la prânz cu un comunicat oficial în care anunță clar că meciul nu se va juca din cauza faptului că clubul gorjean nu a achitat în timp util datoria de 500.000 de euro plus TVA către Dinamo. Tot scandalul este legat, evident, de cazul Ilie Iordache devenit telenovelă de lungă durată. Dinamoviștii au încasat deja jumătate de milion din drepturile TV ale Pandurilor, dar acum vor și restul de bani. Gorjenii, indignați de hotărârea luată în favoarea lor de către tribunalul de la Craiova, este ignorată de instanțele sportive. Au depus repede memoriu și vor afla răspunsul final în această seară. Să sperăm că nu pierdem, așteptăm decizia comisiei de recurs. Ce șanse avem? Care au fost motivările comisiei? Restul le discutăm de seară. Ce șanse avem să jucăm? Avem șanse, normal să jucăm. Mai sunt câteva zile până atunci și sperăm să rezolve problema. Cum șansele ca decizia să fie schimbată la recurs sunt mici, oamenii lui Condescu mai iau o singură variantă, să cadă la pace cu Borcea și compania, la fel cum au făcut în urmă cu exact un an, atunci când Pandurii erau într-o situație identică. În contul datoriei ar putea fi oferit brazilianul Cardoso, dorit insistent de șefii din Ștefan cel Mare. Dar are Pandurii bani să plătească 550.000 de euro dacă e nevoie? Vedeți că cu banii suntem toată lumea în criză. Cu Dinamo se poate cădea la o înțelegere? Nu ne gândim la o înțelegere, așteptăm decizia comisiei. În ciuda amenințărilor serioase venite din partea LPF, tehnicianul Ionuț Badea crede că juvenții lui Pițurcă vor trebui să muncească pe teren pentru cele 3 puncte. Nu cred că vor fi probleme în acest sens. La ora asta încă suntem neprogramați. Orice problemă administrativă e bine să discutați cu conducerea clubului. Până la momentul actual nu a fost anunțat că ar fi vreo problemă în sensul ăsta. Decizia de neprogramare se va menține până în momentul în care Pandurii se vor achita de datorie. La 2 neprogramări consecutive, echipa în cauză este exclusă din campionat.